Înceam cu tine după ce îmi fac ceva pe la sfârșit, da? Ok. Deci, prezentarea de astăzi, vreau să-i dau mai mult o tentă de training, în mare parte. Nu sunt ideile mele în mare parte, ci sunt idei de prin cărți. Totuși, voi avea și niște opinii subiective pe care le voi sublinia atunci când va fi nevoie. Se înțelege cum vorbesc acum? Dar, probabil, nu. Mai tare? Vorbesc puțin mai tare. Ok. Deci, ideea că sunt niște concepte de prin cărți, dar am și cu niște păreri subiective. Ok, două cuvinte despre mine, cine sunt eu, sunt team, tehnic de VM, sunt și consultant, sunt și arhitect din Trinidad, dar de dacă te pentru noi, sunt pentru mare client. Ai zice ce așa, mi-ar plăcea să mă aud de intitulez un evanghelist prin cod, sunt oarecum fanatic în privința așa ce înseamnă codul curat, codul bine scris, ușor de mentalat. În timpul liber mai vorbesc la conferințe, dar cel mai mult îmi place să fac cursuri pentru diverse companii, dar schimb de noastră, știi? Pe topic-uri cum ar fi Spring, Java Enterprise, TDD, Clean Code, foarte mișto coding dojo, a ieșit super mișto de mi-a făcut până acum, mai multe pe site. Bun. Cine sunteți voi? Aș vrea așa. Cei care au, în primul rând, companie, așa, toți într-un cor. De unde veți? Bun. Apoi, câți aveți între 0 și 3 ani? O mână să spun, ceva să spun. Bun. Câți aveți între 3 și 6 ani? Diferență. Între 6 și 9 ani, între 6 și 9 ani, și peste 9 ani? Oh. Ok, bine. Există vreun ascultător care nu e nativ român? Sau nu înțelege bine română? Oricum o să fac după aia un video. Bun. După ce o să vorbim astăzi, în primul rând, principiile care vor sta la baza întregii prezentări, e practic ideologia de astăzi, ce vreau din aplicațiile astea Enterprise, apoi cum modelăm datele, cum organizăm logica, mai exact cum extragem logica atunci când ea crește, apoi cum organizăm, așa numită arhitectura ACP-ei, de când ACP-ei, ce o să vedem pe îndelete, cum arată ea, și nu avem cum să nu vorbim puțin și despre frica care ne vede pe toți în aplicațiile noastre Enterprise, acea frică, acea angoasă congenitală care ne doare stomacul în aplicațiile foarte mari. Deci, despre teste. Hai să vedem. Bine, mă, a fost niște principii pe acolo, poate strane, nu știu dacă ați văzut, este tot filmat acolo. Single responsibility principle. O clasă să facă un singur lucru, da? O clasă care face atâta lucru cât se scrie pe stat acum. Clar, este o clasă greșit făcută. Eu aș vrea, în timp, să fie o clasă separată pe bucăți. Nu, ceva care are. Separată pe bucăți și nu un singur monolit cu 7.000 de responsabilități. Deci, asta este ceva ce nu trebuie să facem. Vrem high cohesion. Cuplarea. Foarte pe scurt, cuplarea înseamnă gradul în care clasele depind unele de altele. Asta este un sistem prost. E un sistem prost. Am vrea să arate cum? Am vrea să arate așa, pentru că schimbările care se propagă în sistemul nostru să nu ne dărim în toate clasele sistemului nostru. Okay? Deci nu vrem așa ceva, vrem loose couple. Don't repeat yourself, asta e păcat de capital, să tai capul. Don't repeat yourself, nu-ți copiezi codul, e semn de trufie. Am mai spus, semn de trufie, să-ți copiezi propriul cod. Codul meu, îl împrăști, greșit complet. Da? Don't repeat yourself, îl extragi și îl refolosești, îl invoci din toate lucrurile. Dar favoritul meu însă este KISS. Keep it short and simple. Keep it short and simple. Și Adam Bier, unul dintre cei mai luminate minți ale IT-ului, zice că răul care domină lumea Enterprise este faptul că aplicațiile Enterprise tind să fie supraproiectate. Overengineering este ceea ce ne omoară aplicațiile. Sunt aplicații foarte mari și tipul ăsta, Adam Bier, care vine și la Vogue, de față, vine la Vogue, deci, așa, tipul ăsta a spus că aplicații vechi Enterprise puteau, le-a respins el în jumate până la un sfert din numărul de linii de cod. Pentru că era atâta cod inutil, încât când a știut acel cod varză, scris așa de prost, le-a armat cu foarte puțin. Deci esența aplicațiilor Enterprise este foarte mică, de fapt. Numai că lumea introduce tot felul de abstracție, tot felul de concepte de teamă, ca nu cumva, ca pe viitor, să vedem despre asta. Deci ții lucrurile cât de simplu se poate la orice moment de timp. You ain't gonna need it, iar un principiu din extreme programming. Nu complici codul decât atunci când ai nevoie de acea complicare. Ok, este KISS, favoritul meu. Developerii sunt mai fericiți atunci când ai cod puțin, cod mai simplu. E mai mult developer happiness. Asta e chestia despre care rare ori se vorbește, dar în orice aplicație Enterprise, focusul trebuie să fie pe developer. Trebuie să te protejezi cu orice preț.
să faci magie, ca să le ascunzi anumite lucruri care nu vor să știe. De exemplu, să faci global exception handling, extensie de framework, aspecte, request thread scope-uri, generatoare, tot felul de minunății, ca să le ușurezi viața. Deci cu orice preț, dar ca să le faci viața mai confortabilă. Da, da, mai atenție, nu-i pui să înveți noi framework-uri, nu-i inventezi tu pe cât posibil, te abții din a inventa noi framework-uri pe care ei să fie nevoie să le învețe. Pentru că ei omori. Și așa au urmă de învățat. Developerii trebuie protejați în aplicație enterprise. De aici aș vrea să înțeleg doar asupra request scope. E foarte util să faci așa. E o clasă pe care în Spring îi pui asupra adotări. Și după ce ai pus în rata adotările, după cum vedeți, pe request context, poți să injectezi pe auto-wire acea clasă oriunde ai nevoie de ea. Și efectiv, doar apelând orice metodă pe acel obiect injectat, vei obține userul curent logat. Deci codul de acolo obține userul curent logat la un moment dat. Observați ce ușor se trage din request scope. Mai citiți despre chestia. Apoi, frica, o mare creativitate. Un developer înspământat, înfricoșat, nu o să aibă creativitate, nu o să aibă curaj să facă redesign, nu o să aibă curaj să inventeze design, să lupte cu complexitatea funcțională. Ca aia trebuie să focusezi tot pe a simplifica testarea, pentru că testarea le dă siguranță, le elimină frica. Și nu vrei să ai developeri îngroziți de cod, care tremure cu intră în cod. Nu este productiv și nu vei face, nu vor fi putea fi creativ auto. Altă idee, întotdeauna, oricât de banală treabă faci, ți se pare că faci, totdeauna ia-ți un pic timp să reflectezi asupra ceea ce faci acolo, pentru că întotdeauna există șansă de îmbunătățire, indiferent ce faci. În orice, oricât de stupid task faci, oricât de repetitiv ți se pare, întotdeauna poți găsi o metodă de a simplifica testele unitare, poate. De a găsi niște utiluri mai șmecheri. Fă tot posibilul ca să simplifici regula, fă ședință de brainstorm săptămânale, ce putem să îmbunătățim în designul nostru. Ok, și ca să putem începe efectiv prezentarea, mai trebuie să luăm o singură decizie, unde vom implementa logica domeniului nostru, acea logică pentru care există aplicația noastră, logica esențială. Și există două abordări. Una, se face implementând această logică în proceduri care lucrează pe structuri de date anemice. Asta înseamnă așa, în lumea reală, în aplicațiile enterprise, de fapt ce fac? Există în lumea reală niște procese, niște cazuri de business, niște proceduri, niște rețete pe care noi, în aplicațiile noastre enterprise, le implementăm în soft. Asta facem. Noi traducem niște rețete, 2 kg de ouă și 2 de făină, le traducem într-o procedură pe care trebuie să executăm în cod. Ca atare, este foarte natural să mapez aceste proceduri existente din lumea reală în software ca și proceduri, să implementez procedural, nu obiect-oriente, pentru că alternativa se numește domain-driven design. Într-un domain-driven design ai OOP pe bune, entitățile tale, customer, toate astea chiar au logică grea înăuntru metodelor. Domain-driven design este o chestie complicată, care necesită în primul rând și foarte dureros multă implicare din partea business, din partea analiștilor, pentru a-i face pe ei să-și modeleze lumea într-un fel mai obiect-orient. Necesită un obiect-orient un ubiquitous language, mai multă analiză. E dificil, e foarte dificil, pe termen lung promite să fie mai eficient, dar pe termen scurt e foarte greu de învățat și până la ora asta nu știu încă nicio echipă care chiar să facă pe bune DDD. Face cineva de aici domain-driven design la servici? Wow! Da, drept pentru care nu vorbim de fapt, e simplu, aia vreau să uitați că v-am spus-o măcar, noi facem transaction script, așa se numește, transaction script. Deci ăștia aplicații, în restul aplicației, voi separa datele de logică. O să pierdeți în spate animațiile foarte mișto. Așa că, dacă vreți și vă permit, mai vedeți-vă mai așa, vreți să vedeți acolo. Îmi pare rău că nu știu dacă să apară la agenda asta. O să fie animații chiar trebuie. Așa. Bun, hai să începem. Deci am stabilit că separăm datele de logică. Ok, și prima întrebare care o ne punem este cum modelăm datele noastre, aplicații noastre. Imediat ce o aplicație crește cât de puțin, va avea nevoie să aibă niște structuri, niște date persistente, niște date care să trăiască mai mult. Niște date care să trăiască mai mult. Sunt scăzut date. Alea sunt entități. Entitățile îți stochează datele persistente la aplicații tale. Asta e super important. Entity-urile, astea sunt. Da? Și mecheria la entități este că tu le controlezi. Sunt sub controlul tău direct și trebuie să faci tot posibilul. Știți așa mă refer cu entitățile date? Pentru că mai clar. Nu. Sunt structurile de date care țin, datele tale care au viață mai lungă, de exemplu, custom, order, chestii care durează mult timp, au, da? Chestiile persistente, de obicei se pun într-o bază de date. Asta. De obicei, nu e neapărat nevoie. Ideea este că tu le controlezi și când spun asta mă refer la faptul că trebuie să adaugi bucăți mici de logică înăuntru acestor entități pentru a simplifica implementarea logice de domeniu. Pentru că în aplicație enterprise, scopul primordial este să simplifici la maxim implementarea domeniului logicului aplicației tale, acele specificații, să fie acele fluxuri de business, să fie cât mai simplu implementate.
De pentru care punem mici bucăți de logică în unul dintre discuțiile tale. Dar un pic de cărniță pe ele, de gen. Synthetic getter se numește, se numește ăștia. Pe baza a două câmpuri produce o altă informație. Concatenează first name cu last name. Da? Cu spațiu. Genial. Ideea este că am pus o reintivată pentru că am nevoie de chestia asta în multe locuri în aplicația mea. Sau, de exemplu, mici validări, activate, să lasă ce să fac, activează entitatea. Automat poți să validezi că starea precedentă era draft, dar automat poți să setezi niște câmpuri de auditare pe acea entitate, după cum vedeți acolo, și în momentul ăsta nici nu mai ai nevoie să mai expun aceste câmpuri de auditare, poți să le ascund înăuntru obiectului, înăuntru entității, ca și cum ar fi OOP, mai grav, ascund câmpuri. Deci nu mai am setter pe activated by, am doar getter, pentru că toate tranzițiile astea se face prin aceste metode. De exemplu. Apoi, helper pentru lambda. Adică când voi putea scrie ulterior, filter de customer, două puncte, exact. Dacă nu știți ce e, hai la mine, la workshop, la Voxis. Dar foarte ușor vei putea să filtrezi doar acei customer care sunt activi. Deci mici bucăți de logică. Sau chiar poți să mergi mai departe și să ascunzi linkurile ORM. Sau știți că dacă când folosești Hibernate sau GPA, când adaugi lista de copii a link-urilor, un nou element, n-ajunge. Trebuie și pe copil să-i setezi părintele. Nu știu dacă... Altfel nu se persistă la teama. Dacă nu folosiți Hibernate, n-am dat să trece și asta. Dar poți să ascunzi lucrurile astea la unul dintre entitățile tale. Fie, fă mici chestii, așa încât să simplifici viața dezvoltatorului. Dar atenție! Mă refer acum la niște fit domenii, niște domenii cu un pic de cărniță, un pic de domeniu logic pe ele. Dar e mare pericolul să faci bloat, să adaugi în entitățile tale niște chestii care n-ar avea ce să caute acolo. De exemplu, un concept de formatare al unui customer sau un string, cum a apărut acolo. Aia e stupid, n-ar avea ce să caute așa ceva într-o entitate. În primul și în primul rând, o logică de acel gen se invocă dintr-un singur loc în aplicația ta, de un singur use case. Atare, nu are niciun sens să pui ceva ce ai nevoie într-un singur loc în aplicația ta în entitate. Ce-ar fi dacă toate use case-urile tale ar împinge logică înăuntru entităților? Ar ajunge niște mari tomberani de gunoi. Deci în entități pui doar bucăți mici de logică foarte reutilizabile. Dacă ce de aici nu vede, e out of sync, vă rog, mai sunt scaune în față, poate fac scaune, nu mă ascult vreo, și mergeți în față, să vedeți elemanțele, o să vedeți elemanțele mici. Alt tip de structură de date este value object. Value object-ul reprezintă o structură de date. O structură care conține niște date de domeniu care se plimbă întotdeauna împreună. De exemplu, un money, o clasă money care conține currency și amount, poate reprezenta un value object. Are două câmpuri. Ea prin constructor sunt mici aceste value object. Prin definiție, e bine să le facem mici pentru a fi ușor de învățat. Hai, acum facem multe pauze. Hai ce mai vreau să vină în față, că știu că e... Hai că mai sunt vreo 4 scoane. Vorbim de pauză. Deci value object-urile sunt structuri de date din domeniu, dar e o diferență față de entități, față de entități. Mai vreau și cu sau. Mai sunt două locuri aici. Mai sunt două locuri aici. Acum să mergi pauză și să pauze în noua organizare. Deci, să continuăm. Value object-urile sunt bine dacă sunt făcute mici, ca să fie ușor de înțeles pentru developer. Apoi, e bine dacă, apropo, am pus în money un float amount. Doamne ferește, banii nu sunt niciodată float sau double. Banii sunt mereu big decimal, da? Așa, big decimal. Ok, apoi, value object-urile să fie imutabile, să nu aibă sete. Odată ce a fost construit într-un anumit fel, să rămână așa. Și când spun asta, poți să adaugi chiar o metodă validate, să-l invoci în constructor, ca să valideze că acel VO are câmpurile nule sau chestii de genul ăsta. Ideea este că un value object, dacă este imutabil, e mai confortabil. Ai mai multă siguranță când lucrezi cu el. Știi că nu se poate strica pe value object. Da? Diferența, de fapt, între un value object și o entitate este că, ca să compari două value object, le compari câmp cu câmp. Dacă au același currency și același amount, înseamnă că cele două instanțe de money sunt egale. Așa e? Bun. În schimb, dacă compar doi customeri, nu cum să ajung, dar compar doi customeri, ei sunt egali dacă și numai dacă au ID-ul identic, așa-i? O să ai două instanțe complet diferite de customer, dar dacă au același ID, sunt același customer. Deci, de fapt, ID-ul, de fapt, egalitatea value object-urilor se testează comparând când cu când, dar identitatea entităților se verifică comparându-le ID-ul, de fapt. Asta ca să zic, ca și diferența din care. Astea sunt value object-uri. Acum, începem de fracție.
Scurășim de asta toate tipurile de date din aplicația noastră. Pentru că la un moment dat vei începe să faci un user interface. Oh my god. O să scrii interfață grafică, butoane, chestii, horror, my god. Indiferent cum ai face chestia asta, o să analizezi foarte repede că UI-ul este inamicul tău. Din ce sens? Că ei văd datele altfel, ei vor structuri de date care să le mimeze ecranele, vor să aibă o structură de date care să conțină, de exemplu, customer name, din customer name, last order date, din order. După aia, total order price, este o agregat. Și după aia, region, care e altă entitate. Să vezi că într-un singur rând, într-un tabel, el vrea din patru entități. Deci, fraților, UI-ul vrea niște date într-un mod în care pentru noi nu au sens în domeniu, în business. Ca atare, ei au alte scopuri decât noi. De-aia ne gândim mereu la ei ca niște inamici. Nu înseamnă că le dăm la joale la echipa de la front, dar ne ferește, nu. Le ajutăm cu tot sufletul, doar că ei au alte interese decât avem noi. Adică foarte important, au alte interese. De pentru care nu trebuie niciodată să le expui entitățile tale din intestinele tale către ei. Niciodată. Am văzut proiecte picând. Din cauza asta, l-a scris la sfârșit pe, știi, pe... Aici zace motivul decesului, două puncte. Stop pe care direct ai entităților. Pentru că entitățile respective deveniseră foarte mizerabile, pentru că UI-ul cerea de la ele, nu? Clientul nostru, stăpânul nostru, cerea chestii și entitățile se modificau într-un mod dramatic. Ok, deci în orice dată entitățile le vei da niște data transfer object-uri, niște DTO-uri. Aceste DTO-uri sunt structuri de date chioare, structuri de date chioare, care sunt făcute pentru a le servi UI-ul. Fie că faci către JSON, către Angular, fie că faci către JSS, către Swing, către orice faci, sunt niște structuri de date care îndeplinesc nevoile UI-ului. Acum, de exemplu, form vine de pe UI-ul de front. View sau response merge, DTO este primul dus întors și celelalte le înțelege. Deci, structuri de date care îndeplinesc nevoile UI-ului. Acum, vedeți voi, un exemplu de DTO. Ce frumos arată, nu-i așa? Are funcuri private și getter și set. Nu-i așa? Dar am făcut OOP. Da? Am făcut OOP. Mă rog, pe o programare orientată pe obiect a făcut. Adică am făcut câmpuri private și am apăsat Alt Shift S, am făcut getter și set. Yes! Am făcut OOP. Da? Bullshit. O mare, mic, big pile of shit. Ideea este că eu prefer poate să fie mult mai tâmpită. Și o să vă explic în 15 minute de ce. Vă le vreau stupide. Pentru asta, de fapt, câmpuri publice. Oh my god. Horror. The horror. The chaos. Cum s-a în câmpuri publice într-o aplicație enterprise. Să-i se taie capul, nu-i așa? Da, frate, câmpuri publice, pentru că e un statement chestia asta, nu știu, acum ești, e opinia mea subiectivă. Nu faceți mâine asta și ziceți că am zis ăla, nu. am notat cu, pentru chestia asta, am notat cu o copartă de chestia, dar ideea este, când faci câmpuri publice într-o clasă, tu declari că acea clasă nu are logică. Nu avem niciun ghetă, niciun setă, nu avem nicio metodă. Da? Și atunci e un statement că DDO-ul meu nu are logică. Și o să vă explic într-o sferă de ce, după asta. Acum. Știți ce înseamnă what? What înseamnă singurul răspuns cu sens, că poți să dai la ceva care nu are niciun sens. Your method missing that does the right thing. Yeah. And then if you type bare words, suddenly your method missing that does the right thing. And then if you... Wait. But if you ever actually do this, then... What? Let's talk about JavaScript. Does anyone know in JavaScript what array plus array is? Well, let me ask you this first. What should array plus array be? Empty array, I would also accept type error. That is not what array plus array is. Wrong. Wrong. Array plus array is empty string. Obviously, I think it's obvious to everyone. Now, what would array plus object be? This should obviously be type error because those are completely disparate types. Does anyone know what this is? No. Close. No. Far away. It's object. Right. Nicely done. Now, of course, because this is plus, so you can flip the operands and the same thing comes out. So, if we do what? No, that's just an object. If you do object plus array, you should get exactly the same thing, which, as you can see, you do. And finally, the only one of these that's actually true is, because, you know, you arrays the empty string, that doesn't make sense.
But an object plus an object is actually not a number. So this one's actually right. Organizarea nu zice și apoi o să luăm o mică pauză. A stabilit că am organizat deja structurile de date. Le-am făcut cu mișto entități, de obiecturi și de teori, nu-i așa? De teorile dușmanului, de teorile clienți. Acum o să vorbim despre organizarea logice. Evident, avem cu o parte entitățile noastre din domeniu, sau structurile din domeniu, pe de cealaltă parte de teoriile care reprezintă modelul de date ale API-ului către clienții noștri, către front-end, fie ce o fi, fie ce o fi. Între ele, evident, trebuie să existe mapare dintr-o structură într-alta, nu-i așa? O zonă de mapare, atât de idiotic, să faci, să iei dintr-unul, să pui într-altul. Get set, get set, nu? E bine, e într-o abordare pragmatică, chis. O să implementez această mapare la început, direct în logica mea. Unde am nevoie de ea, acolo scriu. O fac. O, mi s-a întâmplat. De exemplu, dacă am nevoie să transform dintr-un customer DTO, dintr-un customer entity, dintr-un customer DTO, o fac pe loc unde am nevoie de ea. Poți să merg mai departe să fac prin constructor, să las DTO-ul să se autopopuleze pe baza entități. Este o mică nuanță, nu din pauză de produs. Dar, în momentul în care această conversie începe să crească foarte mult, în conversie devine dubioasă, și o să explic ce înseamnă dubioasă, pot să extrag această logică din logica mea de domeniu și să o pun în niște mapări dedicate, niște clase care există acolo pentru a ține această logică urâtă, poate chiar complexă, vreau, da? Mapă. Îi creez la nevoie ca să-mi curețe logica domeniului meu. Prima dată când vedem principiul extract when it grows. Extragem ceva când a crescut suficient de mult. Întrebarea care de multe ori apare în păcatele enterprise este dacă mapării au voie să meargă în baza de date. Adică, frate, eu într-un mapper transform dintr-o entitate într-un DTO sau viceversa. Au voie să meargă asta în baza de date? Acestea sunt discuții foarte puternice. Sunt nuanțe și pericole. Eu zic da. Bă, frate, da, ne lasă să meargă în baza de date. Ca să faceți o idee la ce mă refer. Când aduc din DTO-uri, din entități, din GPA, în cazul meu, o structură de date, atunci voi vrea că atunci când creez noua entitate să leg în ea referință la entități care deja există în baza de date. Are sens ce zic, nu? Instantez o nouă entitate și o leg la niște chestii deja existente în bază. Asta fac acolo, de fapt. Mă duc și obțin. Apropo, get reference în entity manager, în GPA, nu merge în bază, de fapt. Nu știu, câți dintre voi știu chestia asta? De fapt. Deci get reference din entity manager nu merge în bază. Îți dă o referință la un obiect de tipul custom, în cazul customer group, fără să meargă în bază. Te crede pe cum e. Îți dăm un stat. Anyway, asta nu e atât de important. Ideea este că acolo mă duc în bază, în mod teoretic. Invers, când iau din entitate și duc către frontend, e posibil ca să am nevoie la un moment dat să încarc date în plus din bază de date. De exemplu, să trag și copii, adresele mele, mai multe adrese ale customer-ului, să le încarc și pe alea din bază de date. Ok? Asta ne însemna lazy load dacă folosesc Hibernate. Sau explicit load dacă nu folosesc Hibernate și mă fac un query în bază, când deschis acolo. Da? Ok, bun, dar asta înseamnă o lovitură în bază. Și asta este un pericol. Este pericolul de a face M plus 1 query-ul. Problema M plus 1 query dată în felul următor. Dacă într-un for, nu știți liniile care apar jos, vedeți la prezentarea mea. Acolo folosesc lambda și primul. Aici. DTO, deci ce se întâmplă aici, dată pentru fiecare customer din lista respectivă, se transformă într-un DTO. Invocând într-un for, de fapt. Dar așa e mai bine, așa. Așa mai bine, oricum nu se vede chiar în spate. Dar, fac un for. Peste customer, d'accord? Și pentru fiecare customer îl transformă ajutorul mapperului ăsta într-un DTO. Are sens? Da. Bun. Ce se întâmplă dacă în lista mea am 1000 de customer? Mai zic tot. Ai făcut 1000 de query-uri în bază de date, nu-i așa? Asta zic am plus. Are sens până aici? Da. Am ieșit 1000 de ori în bază. 1000 de sărești. Apelul la gradă cel puțin 5 secunde, da? Aia doare rău. Se numește problema M plus 1 query. Și o tentație ar fi să nu permiți, deci, mapperilor să meargă în bază. Dar eu, pragmatic, vorbim, zic, da, frate, îi las să meargă în bază. Dar îi las doar pentru că sunt conștient de problema asta și știu că pasă apară, dar tot conștient, zic, nu-mi pasă. Dacă la testele de performanță sau știu din prima că am volumetrie foarte mare, fac din prima, deci soluția în capul meu evident, încarc și adresele dintr-un singur foc. Le încarc din prima, dintr-un singur query, încarc și customer și adresele mele, da? Favorez mai multe query-uri, dar nu fac 1000 de query. Workaround pot găsi. Problema este că dintr-o abordare pragmatică zic, frate, du-te în bază și vedem de la performanță cum o fi. Totul pentru a menține clinicul. Aici e chestia debatable, adevărat. Da. Vă știți pe Knut? Knut. A făcut algoritm. Toate viața lui a optimizat algoritm. Se chinuia cu n log n. El a spus că primatural optimization is the root of all evil.
Optimizarea prematură a unui algoritm, a unui cod, nu duce decât la chestii rele, pentru că îți rotești codul când nu ai văzut încă nevoia. Ai zis un principiu din performanță, measure, don't guess. Measure, don't guess. Măsoară beneficiul de performanță. Vezi exact despre ce e vorba și apoi optimizezi, apoi îți rotești codul. Deci principiul meu este în felul următor. Întotdeauna clientul. Prima dată într-o aplicație intră pe de spasă doar despre clientul. În ulterior te gândești la performanță, la volumetrie. Dar primul focus pe care îl ai este clientul. Are specific, pare ce să vorbesc mai în sens. Adică înțelegeți principii și unde mă duc? Dom'le, chis frate, cât de simplu poate să fie codul? Atât. Ok, DTO-urile astea vor putea fi abuzate la un moment dat. Un DTO abuzat este refolosit pe mai multe use case-uri. De exemplu, customer DTO, care are full name, birth date, group ID, chestiile astea pot să refolosesc pe use case-uri de genul create customer, update customer, get details of customer, tot felul de use case-uri. Dar, în anumite din aceste use case-uri, de exemplu, în creiere, în use case-uri de creiere, niciodată nu va veni de pe front-end informația despre auditarea acelui customer. Niciodată nu va spune la creiere când a fost modificat userul. Așa? Alea sunt lucruri care merg din la bază către front-end, sunt lucruri care din back-end ies. Și atunci, pe acele use case, pe use case-uri de creiere, acele două cumpluri vor fi mereu ignorate, mereu goale. Asta înseamnă un DTO abuzat. Adică aceeași utilizate, ca să nu copieze 4 ori, ori folosesc pe aceeași. Are sens? Eu iau pe aceeași și o folosesc ori am nevoie de ea. Problema este că în cazul în care pentru anumite use case-uri, 6 din 10 câmpuri sunt goale, developerul e confuzat. Deci se întreabă care câmpuri ar fi goale, care câmpuri nu ar fi goale. Are sens ce zic? Adică îi aduce un factor de surpriză. El nu mai știe la când citește codul dacă acele câmpuri chiar îi vin sau nu pe acel use case. Și dacă lucrurile se îngroașă foarte tare și ai foarte multe astfel de câmpuri care sunt goale mereu, poți să faci teoriile mai stricte, să nu aibă câmpuri inutile. Dar atunci o să vrei să le refolosești, orice preț, să refolosești acele DTO-uri. Și o idee care îți va veni, ca să nu repeți codul, va fi să faci extend, întrebi, așa? Customer view, extend customer DTO. Are sens ce zic aici? Ca să refolosești cele trei câmpuri de sus, nu? Să fii auditoriente, să fii... Ei, dar era un principiu care s-a plimbat pe acolo, pe ecran, la început. Favor composition over inheritance. Vă rămânește, extend e rău. Vă rămânește uitat de extend. Lumea, dar aproape nu de serios. Extend în aplicație enterprise este rău. Am făcut mai multe refactorii, mai multe aplicații ca să scot relațiile de extend între DTO-uri. Pentru că, de fapt, acolo nu este o situație de subclasare pe bune. Nu poți să spui cu adevărat că custom review este un subtip din customer DTO. N-are sens, nu? Animal, câine, nu merge așa. În cazul nostru nu e așa. Este un abuz din lene ca să refolosesc câmpurile și poate niște mapări făcuți, generice. Nu știu dacă a încercat cineva chiar să facă așa ceva. A ajuns la niște nebunii pe acolo prin mapări, deci nu moare creierul. Ca atare pui un câmp înăuntru custom review care se ducă la customer DTO. Faci compoziție, nu moștenire. Dar, de fapt, treșezi. Tu, de fapt, când faci chestia asta, când refolosești DTO-urile, tu treșezi. Pentru că profiți de o simplă coincidență care se întâmplă în structurile de date ale API-ului tău. Pe partea de client-side, în front-end, e posibil ca DTO-urile să fie parsate individual în niște parseri separate de Angular sau pagini de CSS separate. Deci, pe partea de front-end, codul este duplicat. De multe ori. Atunci, de ce vii tu backend și te dai rotund și îți faci tu extens în structură ca să faci reuse și nu e un reuse cu sens în cazul ăsta și pentru că nu are sens cu adevărat reuse-ul, e fragil și îl duce la probleme. Deci, pe scurt, evitați să faceți extens. Bun. Acum, restul logice. Am scos mapării, am scos DTO-urile, ajung acolo, rămâne logica aplicației noastre. Dom'le, când te apuci să scrii logica, o scrii într-o fațadă. Așa se numește, o clasă. Faci un new class. Deci începi să scrii logica. Când vezi că logica aia a început să crească, să capete personalitatea, să poată să se afirme, știi, ca adolescent, el e frumos de urechi și dai afară. Iei logica aia și o extragi într-o clasă separată, într-un domain service. O iei și o tragi în afară, ca să ascunzi acea logică care a crescut, da? Acea personalitate care a crescut, o tragi în afară. Și mai e un sens, mai e un caz când trebuie să extragi, atunci când vrei să refolosești o anumită logică dintr-o fațadă, de exemplu, într-o alta, sau dintr-un domeniu, dintr-un serviciu în altul, atunci extragi acea logică comună într-un loc și o invoci în amândouă locurile. În niciun caz nu-ți copiezi codul. Da? Se taie capul.
pentru copii, și o duce, tare capul. Că un bag, da, vine ghilotina, că vrului, pac, jos. De ce? Un bag în vechea versiune, ieșind la a doua, așa? În schimb, într-o parte, uiți în cealaltă parte și tot așa. Deci nu copiez cod, sub niciun motiv n-ai voie. Asta nu inventez eu, principiul ăsta de profesor, asta sunt în cartea de Java EE. Java EE Design Patterns, o carte din programa de certificare de la arhitect de Java, de la OLAC. Da? O carte de referință. A lui Adam Bien, apropo. Bine, la Vogue. Între timp v-am stricurat un detaliu. Domain service-urile vorbesc domain model, așa? Domain service este un domain logic, domain service. Fiți atenți care fază aici. Domain modelul înseamnă structurile de date pe care tu le-ai creat cu mânuțele astea două ca să facă ție viața ușoară. Le-ai gândit în așa fel încât să simplifice logica de domeniu. Domain modelul este acolo. Serviciile pe care abia le-ai extras lucrează pe acest model, nu pe DTO-urile dinamicului. Pentru că, din nou, DTO-urile sunt sub controlul user interface-ului, sunt sub controlul clienților noștri. Clienții noștri, stăpânul nostru, clientul nostru, dușmanul nostru, care are scopuri decât noi. Deci nu scriem logică multă pe DTO-urile din exterior, pentru că se schimbă cât vrea noi, sau cât vrea clientul din serviciul. Da? Oricând vor să schimbă alea, nu scriem logică acolo. Pentru că e fragilă, e sub controlul dinamicului. D'acord? Ei, acum înțelegeți de ce nu-mi place să am logică în DTO-uri. Pentru că DTO-urile sunt tâmpite prin definiție, așa le vreau să fie, să n-am logică înăuntru. Logica, pe cât posibil, o trag înăuntru domeniului, o trag în domeniu. Deci, imediat ce prinzi un DTO, îl convertești la domeniul tău. L-a convertit, l-a indicat la VO, la ce ai pe acolo, și apoi faci logică pe el. Nu faci logică direct pe DTO-uri. Are să zic, aici se leagă pentru ce se leagă ideea, da? Bun. Acum, hai să rezumăm puțin erorurile fațade. În primul rând, am văzut că fațada transformă dintr-un model de date într-altul. Deci convertește odată, așa? Convertește. Am văzut că atunci când fațada, mă apuc și scriu logica la un truc, când a crescut logica aia, o trag în domain service-ul, așa? O extrag. Extract when it grows. De asemenea, orice date vin de la client sunt, prin definiție, corupte. Da? Orice date vin de la user, orice poze de profil de 4 giga, orice nume de first name de 266 de caractere, Mario Indian și crapă toate sistemele de expunere la liberul anyway, validez tot ce prinzi, stringul gol, data de naștere din viitor, tot ce prinzi validez când e sistem. Deci validation este alt scop care îl face, care îl primește fațada. Dar din nou, dacă validarea este simplă, trivială, o faci pe loc. Dacă crește și capătă personalitatea de care are nevoie să meargă în bază, extrage un validator. Îl trage într-o frază separată. Extract, very gross. Da? Până de asta, dacă impui regula ca orice use case să treacă printr-o metodă din fațadă o singură dată, cu alte cuvinte, o altă cu prin fațadă, să nu te întorci înapoi în altă fațadă, da? În felul următor. În acest moment, poți să faci aspecte pe metodele publice ale fațadă. Poți să faci acolo transaction new, poți să faci acolo login, poți să faci acolo chiar global exception handling. Deși eu global exception handler nu prefer să le fac un pic mai devreme într-un REST controller undeva unde am eu acces și la responsul HTTP ca să pot să pun un mesaj de ăsta. Cum ați fraiere, du-te întoarce, știi că mai încearcă și tu. Nu sună alții, mai cobor eu. Chisea de-aia. Deci undeva unde poți să-i pun un respons HTTP. Aspecte. Deci erorurile care au fațadele în aplicațiile mele. Ok. Extract when it grows. Am tot văzut principiul ăsta. Hai să înțelegem de fapt că asta e cheia, de fapt. Aplicația cât de simplă se poate, iar atunci când trebuie să crești complexitatea, pentru că este foarte multă logică, extragi acea chestie separată. Cum faci chestia? Adică, what the heck? Cum faci asta? Păi, de exemplu, când o clasă crește peste 200 de linii, se aprinde pe plec. Ca cu bilul. Foarte, da? Nu, se face bilul pe o masă, crește pe 200 de linii. Cum o spați? Păi, vezi, ai o clasă ta care crește și la un moment dat capătă un pic de personalitate. Gândiți-vă la o familie, la un adolescent, da? Care s-a maturizat și face să fie. Atunci ce faci? Definești adolescentul care îl extragi de acolo, îi pui un nume, așa tot își mică. Când ai ajuns acolo, trebuie să găsești un nume pentru acea nouă clasă. Ia a crescut. Dacă reușești să găsești un nume cu sens, care să reprezinte logica aceea care tot crește acolo ca un bubuie, așa, se umflă, se umflă, dacă ai găsit un nume bun, ai făcut o clasă. În felul ăsta îți faci clasă. Găsești un nume bun care să reprezinte un subset din metode. Dacă are sens în capul tău, o extragi într-o clasă separată. Păi, ok, da? Banal.
Ce poate fi mai simplu? Găsa și lumea nouă, da? O știți asta? There are only two things hard in programming. Digits. Cache invalidation and naming things. Cache invalidation, vreau să înțeleg, s-a invalidat cache-ul, pac, vii și vă la fraiere, mă mărit și naming things. Să pui numele lui de loc ușor pe care se intră, ca să foarte bine, că n-ai o casă de aia gigantică, invoice ceva gigantic. Atunci, să-i pui un nume la o bucată din metodele alea, frate, stai două zile, da? Dar aici ți-e focus. Dacă reușești să găsești un concept în sens în acea clasă, eu ai o clasă nouă. De fapt, vorbim despre single responsibility principle. Asta vorbim de fapt aici. Și autonomul nu e bun. Dar la modul minimalist nu te ne gândim la responsabilități în viață, la chestii. Nu faci. Un nume bun. Găsești un nume cu sens, gata, ai trepat clasa nouă. Ok, asta este un fel de a sparge clasă. De exemplu, dar iarăși, o să citesc eu textul, pe în customer for sale avem save customer, get customer, search customer, după aia, save customer preferences, get customer preferences, validate address, chestii care au legătură cu ceea ce bagă customerul în propriul profil, să zicem. Deci, acele metode de jos, cumva, sunt legate de profilul customerului, nu atât de identitate de business customer. Și atunci, pot să extrag într-o altă fațadă, înțelegeți? O crac în două. Am găsit un nume bun, l-am făcut. Lucrurile nu sunt simple întotdeauna. Și nu este, din păcate, singurul mod de a extrage. Asta se înclasă la același nivel de abstracție. Ce-o fi însemnit și aia. Dumnezeu cu mine, să ne putea. Nivele de abstracție. Ultimul slide, dacă mă rezistă cineva până la ora aia. Ultimul slide, la 201. Este despre cum faci, este despre asta. Separation by layer of abstraction și de ce nu e bun partial mock-ul. Dar facem ultimul, dacă cineva mai rezistă. Până atunci, la modul simplist, domne, ai o clasă order service, de acord? Și vezi tu că în acea clasă order service ai niște logică mișto, care ridică niște alerte, persistă niște alerte, trimite niște e-mail, niște logică drăguță. Și deodată de ai nevoie să scrii și un delivery service care are nevoie oarecum de aceeași logică, de același lucru. Ce să faci? Din order service o să extragi un alert service și o să-l referi din amândouă serviciile. Are să-și zic aici. E metoda aia care se referă la alerte și le trage într-o clasă separată și îmi învăț și din cealaltă. Da? Frumos, extract for reuse, ca să nu-ți copiezi. Dacă îți copiezi, uneori la plăcații mari există chiar face foarte bine să copiezi. Când ai văzut de aia de 4.000 de linii, ia și customizează, ce faci? Da? Am văzut, știu. Băieții m-au ajutat să înțeleg cum să-ți mulțumesc. Acum, în aplicație mari sau foarte mari, de multe ori este greu să-ți dai seama când ai putea să le folosești ceva existent. Pentru că nu știi ce panoramă de acolo, da? Ai 1.000.000 de lini de acolo. Hai să le folosim. Frate, ce? Singurul mod de a face pe bune posibil astfel de reuse este ca să crești knowledge-ul asupra codului, să crești ceea ce se numește bus factor. Bus factor este numărul de developeri pe care dacă calcă autobuzul, proiectul tău este in deep shit. Da? Nu știu ce e unul, nu-i așa? Dar calcă pe unul autobuzul ăla care e de aia. Nu știu deep shit, frate. Marin, cum e? Asta e grăul de gata, frate. Mare. Doamne ferește, doamne ferește, bodyguard acolo, da? Deci, trebuie să creștem și cumva să creștem la modul de să învățăm pe cât mai mult din jur logica aplicațiilor noastre, pentru ca și ei să știe când să le folosească chestii, da? Măcar să audă că, după acolo ar fi ceva interesant, de asta mă duc să mă uit, da? Bun, asta facem după. Acum, sunt niște lucruri pe care trebuie să le ai în vedere când vrei să faci astfel de arhitectură, de astfel de continuous refactor, să tot extragi când crește. Deci cum să vă spun, fraților, nu știu dacă v-ați crezut de acum, dar aplicația mea, dacă aplicație simplă, are 4 clase. Are fațada, 2 entități și un DTO sau ceva banal. Pe măsură ce cresc toate și entitățile apar și DTO-urile, apar și mapă, apar și toate, cresc pe măsură ce ai nevoie. Niciodată nu faci un master design și zici, aha, hai să facem 2000 de clase noi, bane, dar ne ferește. Deci minimalist, frate, cod minimalist, da? Vă zic, lucrurile astea înseamnă lui, cod ascet. Cod, da? Slab mort, nu știu cum este. Deci, clean code este Biblia, da? The Bible, trebuie să dormim pe ea, de la seara de la trebuie să aibă coperții moale alea, ca să poți să dormi pe ea. Clean code înseamnă nume cu grijă, când ne e nevoie să punem un nume la o funcție, la o clasă, să nu te trântim acolo, să pleci, nu te mai în vece acolo, da? Deci nu faci asta, când ai șansa să pui un nume, te gândești un pic, frate, să torci un pic creierul, nu stai o oră și zici, eu nu pe Twitter, care au căutat un nume vreo 3 ori.
Păi te zau, dar știi care e faza ceva tare? Că atunci când am găsit numărul ăla bun, jumătate din aplicația lui era clară. Pentru că a înțeles toate nuanțele care poate să le aibă conceptul ăla, a înțeles toate serurile care le-a putea avea, nu le are. S-a adermizat foarte, foarte bine conceptul, înapoi. E genial, este, e absolut fantastic. Și efectiv, a durat un nume 3 ore și după aceea aplicația capului era criptat. Nu să faceți chiar asta. Da? Dar totuși un pic de, un pic de drag pentru numele lui. De asemenea, metode mici. Cât de mici sunt metodele? 5 linii, 5, 5, da? Cel mult 10, maxim 15, deci niciodată n-ar revoie să iasă din ecran. Niciodată n-ar revoie să iasă din ecran. Da, dacă ai ieșit din ecran și dai scroll, ai pierdut, gata, ilus, știi? Maximum 3 parametri. Ok, 5 poate, dar nu... și mă uit în fața acolo. Așa, fără parametri boolean, da? Un parametru boolean pus într-o semnătură, înseamnă că urmează un if în metodă, nu? A fost la clientul, dar vreau să și aia, fă și aia, da? Aia cu stâlpul, știi, vezi gumele lângă stâlpul și tu. Mai puține efecte, side effect. Și acum, cine cu functional programming pe aici? Functional programming, trăiască scala, da? Nu spun să faceți functional programming pe bune, dar să minimizați pe cât posibil efectele laterale. E greu de testat, greu de înțeles, un cod care face un insert în bază, sau care vorbește cu 20 fișiere simultan, ce și scrie, e greu de testat. Fără catch-uri, da? Adică să nu obligăm developerul în aplicație, mi-am 5 catch-uri. 5. De ce? Pentru că am acel Global Exception Handler, care prinde tot ce mișcă. Cele mai multe erori care apar sunt fatale pentru use case-uri. Deci omor procesul, da? Nu fac catch-uri, dar să dau șansă să facă catch, nu? Paranteză, paranteză. Asta iar e cu păcat capital, da? Dar făcut catch exception, acolată, acolată. Da? Deci că pare capul, deja trebuie pasitat. Pus că în două rând, să se duce. Nici odată așa ceva. Nu comenta codul tău, ci găsește nume bune, găsește cod expresiv. Dar și ne încoasă de clean code, ce vorbesc aici. Apoi, clasele de logică trebuie să fie stateless. Acum, exercițiu. Clasa din fața voastră, se vede că are customer ID. Dacă are o clasă, un câmp numit customer ID, ce părere aveți? Clasa asta este stateful sau stateless? Faithful, pentru că are date ale request-ului, customer ID, care pare a fi un parametru al apelului, nu-i așa? Customer ID-ul ăla. Și asta clar nu este... Alealtă, ce ziceți? Request ID sau login user ID. Iarăși, sunt date specifice userului logat. Clasa nu este stateless în cazul acela, pentru că fiecare user va trebui să aibă propria lui instanță, nu-i așa? Fiecare va avea altă valoare în cuvântul currently logged in user. În schimb, o dependență către o altă clasă, aia nu, e nu este starea clientului, este o dependență cu o altă clasă stateless, deci și clasa asta este tot stateless. Păi rămânește, singleton egal stateless. Știți, default-ul în Spring, singleton. Default-ul în Ejibul, stateless, spune mai mereu, nu? Și încât de ei care default? În CDI. Știe cineva? Prototype, una nouă de fiecare dată. Cică. Dar mai spate să pară. Anyway, poți să faci și excepții, cum am făcut și eu. Anumite scenarii, poți să ai o clasă care chiar pe bune să facă multe lucruri, să există o nouă instanță de fiecare dată pentru acea clasă, ca să-ți facă niște chestii grămadă, dar cu explicație scrisă și pe birou șef. De ce am făcut clasa Facebook? Și poți acolo, în Steve, să fie. Face pagina de wiki și spui, uite, deja am făcut o clasă Facebook asta. Nu, by default, clasa trebuie să fie este. Test recitibilă. Și vă arăt exemplul la partea de test, în a doua parte. În general, dacă faci teste responsabile, codul de test este de 3 ori mai mare decât codul de produs, până la de 10 ori mai mare, mai mult cod de test decât cod de prod. Noi avem 670 de teste, nu știu de ce. 670 de teste în aplicația noastră, da? Tone de test, foarte mult. Ideea este că sunt mai mult cod și dacă codul ai scris cu picioarele, brusc ai demandat triplu cod, da? Deci teste mici. Branching-ul ne omoară. E bine merge, nu-i așa? Hai să facem un merge. Vii din alta, plasmat cu gol, hai să fac un merge. Da? Frate, dacă s-a făcut o refactor cum a fac eu pe la aplicație major, pe o parte, pe main branch, și tu ești pe un altul, dă-i și fă un merge. Ce? E vădă adică, e echipă foarte mult emoțional, orice fel de tentativă de refactor major, da? Cum e vezi chestiile astea? Faci clase mici și mai puține conflict. Da? Dar nu asta e soluția. Soluția să faci pe bune, feature hiding. Cum face Facebook și să faci continuous deployment. Tu ai feature-ul Facebook în browserul tău, în aplicația ta, cu 3 luni înainte de a fi pe bune live, la stat vizibil. E ascuns acolo butonul.
e deja în pagina ta. Ei fac un fel de pre-rollout la feature-uri și ei fac deployment într-o săptămânare. Am dat interviu, mi-a spus tot. Într-o săptămână, deci după săptămână, luni, fac, luni e ziua de bug hunt, luni se face deployment cod. Deci ce faci tu? Marți, următoarea luni apare în product. În felul ăsta, practic, ei nu fac branching, dar așa, au un singur live branch. Și fac până la flash. Deci reduci pe cât posibil durata de viață a oricărui live branch. Deci toată lumea de-a primit pe master? Da. Bine, au ei, cum spune, feature branch-urile lor, dar până vineri să facă merge. Gen, știi? Două zile, mergi. Deci nu trăiesc 4 luni și după aia mergi, că între timp bagă Victor, faci și... Bun, dacă faci, cum fac băieții, până la lucrează pentru diversi customer, îți faci un mecanism de plugin-uri. Fie un corp comun de cod și partea custom pentru un anumit client o tipă o branșă a lui, dar core-ul central e unul singur. Și faci mecanisme de plugin ca să ții un singur live branch pentru codul greu. Da? Extragi ceea ce specific cu diferențelor customer-ului în feature-uri, în branșe separate, mecanisme de plugin. Aici e prima complicat, da? Ca idee, ce vorbesc aici, nu deloc simplu. Promisiunea e faină, să ai clase mici, puține, ușor de citit codul, dar trebuie să faci practice regulat, să faci cut-up, să faci refactoring, hackathon, cu ideea ca la sfârșitul zile să aduci codul la noi, oricum. Știi? Încerci să bagi un refactor, vezi ce o ieși. La sfârșitul zile, sigur, aduci la noi. Da? Să faci coding dojo, cum faci noi să facă nebunie. Să faci refactoring de astea, incisive, să are, cum am spus, în fiecare marți la două, să aveți ședință de refactor. Ceva, orice. Da? Pe scurt, pe program. Pe programing, mulți consideră că este soluția universală pentru orice problemă ai avea într-un proiect IT. La o pasă. Dacă ai proiect de dezvoltare, ai evoluții majore, pe programming este soluția. Poate că la DM, știi? Folosiți pe programming. Așa știi ce e pentru la început, nu? Unul scrie cod și soacă asta uită și zice, aha! La pe programming, care e faza? Unele refactoruri sunt mai greu de detectat. Sunt mai greu de făcut, pentru că e bestia mare față, știi? Și lupți cu ea și te domină, e mai mare ca tine, știi? De-aia și există la carat, în zi, antrenamentul ăsta, pe plajă, știi? De tare te pune tu, hai să-ți dau, știi? Deci, în zi, antrenezi un pic cu refactorul, faci tu nici dojo, e cut-up-ul, frate, la sfârșit, o să apare referință o carte despre coding dojo. Sunt 14-15 cut-up-uri acolo, foarte mișto. Și nu se compară cu cine a dat Alin ultima dată la metatul lui. Gata acolo, un cata de la cândești, n-a căstăpit. Deci, mamă, ce era acolo? Acasă am stat 3 ore și n-am reușit să fac. Am făcut de 2 ori revert complet de la început să fac. E criminal ăla, deci e beton. E un dojo, se numește Baby Step Timer. Dacă aveți energie, ați dormit bine. Faceți chestia aia, deci o să mă arzumară cu el. Sunt și unele mult mai simple, dar încordați-vă puțin design, redesign-ul ăsta, refactorul ăsta, ca să puteți urca cu bestia de cap de la... Așa. Per programul s-a demonstrat pe Wikipedia că e mai eficient decât doi programatori lucrând fiecare în peștera lor, pentru evoluție sau pentru greenfield, nu pentru bug hunt. Nu, pentru evoluție. Da? Pentru că codul care este mai puține defecte, mai bine proiectat. Și ce îmi place mie cel mai mult la per programing este că îți folosești mândria în folosul tău. De ce? Câte ochii nu ăla, te bagi acolo, știi cum ești? Ai, ești Johnny Bravo, știi când bagi acolo? Deci, de ochii lui Sacra, în copilul tău, mamă, ce bărbat. Dacă ai fost singur, prin pe Facebook, las că merge. Timpul trece, las că merge. Deci, folosește-ți mândria în propriul avantaj. O ședință de preprogramming, așa te revigorează, te revergorează, așa cum spune. Dar e foarte, foarte bună. Dar mai ales, e distractivă, frate. Să te duci la altul plan, fraier, când scrie cod. Și să vedem, e de tot, deci ce poate să aici. Poate de tomată, când e cu puta plină de la altă plătă când scrie cod. Dar nu faci atac la persoană, nu acuz, nu ofensezi, la modul frumos, să înveți. Dar aia se fac dojo-urile alea, că te trebuie foarte mult. Te învață să lucrezi în echipă, te învață să faci pe programe, în genere de vedere. Nu știu cine a făcut, ar mă spus, sunt face foarte bună pe chestia asta. Chiar crești un spirit de echipă și un spirit de hai frate să facem o treabă. Bun. Developer Comfort este esențial pentru arhitecturile energy. Dacă nu vede cum developerul este, nu știe ce să facă, sau e îngrozit de cod, sau doamne ferește, sau nu are apă la dezvoltator, sau nu are pahare la dezvoltator. Deci, da, confortul dezvoltatorului. Puțină lume menționează chestia asta, dar ca să poți să fii creativ, trebuie să fii liniștit, să ai tot ce trebuie, da? Să ai masă gratis, la Adobe, da? Bun. Deci, rezumat. Keep it simple. Sau, asta
evitând pre-matcher optimization și pre-matcher encapsulation. Eviți cu orice preț să complici codul de la început. Lași să crească cum crește el, fără să complici de la început, făcând tu pe profetul că o să am nevoie de chestia aia cândva. Hai să o pun acum acolo, că poate o să fie nevoie. Și de când am văzut chestia asta? Salata. Hai să fac string builder. E mai eficient. Bullshit, frate. Mare bullshit. Faci A plus B ca două variabile. Decompilezi codul și este string builder acolo plus, deci deja vă mult. Faci un for. Discute mai avansat un pic, dar pe scurt, n-ai nevoie de string builder. Dacă vezi, vorbim mai multe. Niciun caz nu este valid pentru string builder. La curs l-am mai spus. Protejezi dezvoltatorii. Esențial. Zi. Vă mulțumesc. Protejezi dezvoltatorii pe orice preț. Să ai niște, îți faci niște entități un pic de cărnet, așa, bine făcute pe știi, fit. Nici anemice, nici rich. Fit. Apoi, îți ții domeniul curat cu orice preț. Extragi logica atunci când vrei să refolosești sau identifici că a ajuns la pubertate, așa, pot. Și dai afară din casă, ia mă și tu ești angajat cu mama. Îl apucă mie mama. Vrei? Hai, du-te, dacă mii. Așa, continuă să-i faptă. Totdeauna, continuă să-i faptă. Pay programming to the rescue, știi? Folosiți pay programming, știi? Bun, asta ar fi... și multă practică, evident. Acum, pauză. Pauză sferdoră. De ce să rămâneți? Să v-am mâncat pizza. Să mai vedeți cu ochi. Să vedeți ce înseamnă o ceapă. Să vedeți niște sfera de beton, strâng de prezi. Wow, ce probați. Să vă explic un pic mutation testing. Și la sfârșit, dacă găsim un bar care ne sună cu forțe, vă fac chestia cu o bere la ce ne rămâne. Dar nu bere de aia de 20 de lei, o bere normală. Nu e mare. Da, fel. Ok, pauză-mi, ok? Așa, acum am